Bun, spuneți-ne în ce stare a fost adus și cum este pacientul respectiv. Pacientul a sosit în cursul dimineții cu o plagă împușcată craniană, cu proiectilul restant, o plagă din punctul de intrare fără punctul de ieșire. A venit în stare foarte gravă, este internat în secția de anestezie și terapie intensivă la neurochirurgie. Este în stare gravă, este intubat, scor Glasgow 3 și cu un prognostic extrem de rezervat. Practic, în momentul ăsta se dă lupta de a se menține funcțiile vitale și de a se stabiliza trauma craniană. Glonțul i-a rămas acolo, să înțeleg. Da, glonțul a rămas, este restant în cutia craniană. Nu se poate interveni? Nu... Este punctul de intrare în zona parietală, este punctul de intrare. Este, nu pot să vă spun exact în ce loc, nuclei bazali. Dar nu se poate interveni? Acum nu, intervenția chirurgicală în momentul ăsta ar fi o agresiune extremă, dacă s-ar face. Trebuie să așteptăm să scade demul cerebral, să se stabilizeze tensiunea intracraniană și dacă se depășește momentul critic, atunci se va face intervenția chirurgicală în condiții de siguranță. Dar, încă o dată, vă spun, prognosticul este rezervat. Care zona?